Bună, eu sunt Navi și mă bucur să... Nu. Așa. Bună, eu sunt Navi și acesta este jurnalul meu video. Vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru reacțiile pozitive, pentru subscribe-urile multe pe care le-am avut și comentariile, mesajele de la voi. Lucrul ăsta m-a determinat să continui și să mă țin de treabă. Sper să fiu cu minte și serioasă și să postez în fiecare săptămână. Acum o să vă postesc așa niște treburi de culise, să zic așa, din meseria mea. Pentru cei care nu mă cunosc încă foarte bine, sunt cântăreață și compozitor, fac treaba asta de la 12 ani, cu foarte multă pasiune și cu absolut toată energia și absolut tot ce am eu este investit în muzică. Și mi-e place să spun că nu trăiesc doar din muzică, ci și pentru muzică. Bineînțeles că profesia mea, mai ales partea asta de performer, de cântăreț de concerte, ceea ce fac eu și mai ales partea asta de cântat și de concerte, toate astea sunt lucruri care îmi aduc foarte multe satisfacții și mă fac foarte fericită. Pe de altă parte, activitatea de concerte m-a adus uneori în niște situații dubioase, amuzante, nasoale chiar, unele în care nu aș dori să mă întorc niciodată și nu le-aș dori nici celor mai răi dușmani. Și pentru că ele merită menționate, am decis să fac un episod tocmai despre asta. Întâmplări dubioase din concerte. Take one. Ăsta e momentul ăla în care o să vă povestesc cum am fost fugărită de poliție. Literally. Deci, rewind până în anii adolescenței mele, eram destul de minoră și cântam cu un rapper pe nume Jepkar. Tipul este strălucit, a scos și un album care se numește Imagini Mirifice. Dacă mai există prin cotloanele internetului pe undeva, chiar mi-aș dori să fie, vă recomand cu căldură să-l ascultați. Și ideea e în felul următor. Jepkar și cu mine am făcut un featuring, piesa Gheață, dacă și-o aduce cineva aminte. Și bineînțeles că bucurându-se de un oarecare succes în underground și pe cât se disemina muzica pe internet atunci, Jepkar m-a invitat cu el la tot felul de evenimente. Printre care la un dat am fost chemați în Oltenița să cântăm la lansarea de album a unui foarte tânăr rapper, era cam de vârsta mea sau cu un an, doi mai mare maxim. El se numea Pascal, se numește Pascal în continuare, iar albumul se chema Oltenița City. Promițător, nu? Sună juicy, așa. Ideea este că în acel album el lua la rând toată lumea, nu știu, școala, administrația publică, nu știu, profesorii, poliția din oraș, îi lua la șuturi muzicale, ca să zic așa, și probabil pe bună dreptate. Ideea este că în seara lansării de album erau foarte, foarte mulți alți rapperi invitați, eu eram singura fată într-o gașcă de vreo 15 băieți. Toți rapperi cu haine largi, cu șepcuțe, se lăudau care mai de care, ce șepcuțe și-au mai luat, ce... Mă rog, așa. Și am ajuns acolo, bineînțeles, a început să încingă atmosfera în clubul din Oltenița, care era absolut plin, veni să-l mea să-l vadă pe Pascal, și cântam toți pe rând, urma să fie așa marele moment al serii cu starul serii, nu? Starul zilei. Și, mă rog, cântase Ciupa, cântase Combat, am cântat și noi, a fost foarte frumos. Și pe măsură ce seara progresa, colegii îl avertizau pe Pascal: băi, când o să ajungi acolo pe scenă, să nu spui nimic urât de poliție, pentru că, uite, au început să se adune. Și, într-adevăr, pe la colțuri, pe la uși, se adunau reprezentanții ai poliției din Oltenița. Îmbrăcați unii în civil, alții în costume, totul bine și frumos. Și la un moment dat, Pascal, bineînțeles, amețit poate și de o berică, două, cinci, și de emoțiile lansării primului album, eu știu cum e, se urcă pe scenă și primul lucru pe care îl spune este: bună seara, băgă-mi-aș cu poliția în Oltenița! Moment în care... Nu știu cât de repede s-a derulat totul și Jepkar mi-a zis: hai, toată lumea și-a luat rucsacii ce mai aveam prin backstage așa, și am început să fugim pe stradă cu poliția după noi. Oltenița nu e un oraș foarte mare, așa că am ajuns destul de repede în siguranța curții lui Pascal și petrecerea a continuat acolo. Practic nu vreau să ne facă nimic, a fost doar așa un fel de scare them away. Dar, după cum vă spuneam, petrecerea a continuat pe boxe, am cântat fiecare piesele încă o dată
Și cam asta a fost experiența mea cu rapperii, Oltenița și poliția. Totul s-a sfârșit într-un final, prea cumplit, jepcare îți dă cu pace, am ieșit. Frigul de-a mă pasă, de iubire sunt prins în plasă, vreau să știi că nu-mi pasă. Fără pic de sentimente, fără dragoste agrețoasă. Pe de-o parte, chestia asta de a fi una dintre puținele fete într-o industrie dominată de bărbați, pentru că asta este adevărul, este uneori așa... creepy. Dacă băieții ăștia rapper și așa mă protejau, mă tratau mai mult decât ca pe o soră mai mică, ca pe ceva care trebuie ținut în cocon așa și de care să nu se apropie nimeni nașpa, uite că după ce am mai crescut, din păcate, m-am lovit și de lucruri mai puțin plăcute. Mai precis, de libidinoșenii maxime. Acum vreo 2 ani am fost chemată pentru o rezidență, deci o serie de mai multe concerte, într-un club din București, foarte ok, el așa decorat, cu candelabre, cu nebunii, cu mătăsuri, cu mama naibii. Așa, și am fost chemat acolo. Onorariul nu era vreo lumină, vă spun sincer, dar am acceptat pentru că era și într-o companie foarte faină. Mai cântau și alte fete foarte talentate pe acolo. Pentru că era printr-o cunoștință, mă rog, să nu mai contează. Ideea e în felul următor. Ni s-a precizat de la bun început și mi s-a precizat că va trebui să mă îmbrac foarte elegant, pentru că locul este cu ștaif, așa, și trebuie să mă îmbrac foarte elegant. Zic, ok, nicio problemă. Că trebuie neapărat să am microfon wireless. Ok, na, nu mi s-a părut o cerință, ieșită din comun. Ajuns acolo în prima seară, împreună cu producătorul și sunetistul meu, Marian, ne așezăm noi frumos, totul bine, și vine organizatorul de evenimente și îmi spune, da, ce ești așa de îmbrăcată? For the record, am să atașez și poza, aveam o rochie gen cu niște, cum se numesc, cu niște franjuri și un bolero din piele. Așa îmi place mie să port bolero, orgeci, whatever it is, nu prea umbl eu cu mâinile descoperite, așa fac eu. Nu mi se părea că eram foarte îmbrăcat, aveam un decolteu mai mult decât generos și copanele. Dar nu, ce ești așa de îmbrăcată, sper că îți dai geaca aia jos, nu? Și zic, nu, asta e ținuta mea, sorry. Bine, bine, hai, dacă tot ai microfonul ăla, să te plimbi cu el așa, printre oameni, pe la mese, că na, oamenii vor acolo să vadă și ceva frumos. Și eram, stai puțin, nu, cred că nu ne-am înțeles până ce am venit eu aici. Te duci pe acolo și pe în spate, pe la separeuri, să cânți la toată lumea, da? Și eram, Marian, ce facem? Eram și cu iubitul meu și cu domnișoara care ne aranjase cântarea. Dar ei n-au spus nimic, știi, fiind prima oară, fiind locul nou, te gândești că poate pe oamenii a lovit entuziasmul și așa poate fac ei. Ei bine, nu. Începe primul set, să trecem peste faptul că sunetul era absolut scabros și dector Marian încerca să facă lucrurile mai bine, dădea un pic, avea un mixer de DJ, ca să înțelegeți, oamenii aveau un mixer de DJ și dădea puțin canalul mai sus, avea un pic de efect, organizatorul venea și trăgea de fader în jos. Și eu în timpul ăsta cântam acolo cu minte, m-am plimbat și eu am făcut turul micului club acolo, nu știu ce. Nu prea era lume, dar îi băgam în seamă pe toți, mă uitam frumos la toți, ei se uitau frumos la mine. Așa. Și la un moment dat, la începutul celui de-al doilea set, începe organizatorul, vine lângă mine și începe să mă tragă de geacă, literally. Da, nu dai și tu asta jos? Da, nu dai și tu asta jos? Și eram, nu, dă-te de aici, adică eram, și în timp ce cântam, încercam să-l uși discret, nu era genul de loc în care să poți să faci manevre ample, nu puteam să-i dau una, că, na. Și treaba asta vreau să vă zic că a continuat pe parcursul scurtei mele rezidențe acolo. Și au fost și lucruri mai rele și lucruri mai pe față, despre care nu neapărat vreau să vorbesc, și la mine și la colegele mele, dar mi-a fost învățătură de minte. Când un organizator îmi spune, ai venit prea îmbrăcată, cred că e momentul să mă închei geaca și mai sus. Din seria Cât mai îmbrăcată, cât mai îmbrăcată, o să vă povestesc o întâmplare de pe când aveam vreo 14 ani și cântam la un fel de, cum să zic eu, radioul local organizase un fel de concert ăsta micuț de Crăciun pentru copii, pentru, nu știu. Și era în fața magazinului Crișu din Oradea, celebrul magazin Crișu, orădenii știu ce vorbesc, acolo se întâmplau toate lucrurile rele și toate lucrurile bune, se anunțase o iarnă blândă. Eu, pe de-o parte, eram încântată că îmi luasem o blăniță din asta mâțoasă, neagră, așa foarte frumoasă
Și mă gândeam, zic, dar oare nu o să-mi fie cald? Mi-am pus eu și o șepcuță de Moș Crăciun, pentru că, na, copil prost de 14 ani. Și mă duc frumos la cântare. Ajung acolo, mai erau, bineînțeles, și alții copilași care trebuiau să performeze. Și începe, deci încă de pe la proba de sunet, o chiciură din asta nenorocită. Deci din senină, așa, deci nu era zăpadă, erau niște fulgi din ăștia, niște, deci cădea parcă era praf de făină. Deci era, se punea imediat și îngheța pe noi. Deci era genul ăla de... Și vă zic, când se spune, trebuie să fie un pic călduț ca să ningă. Nu, nu e așa. Era și frig și ningea sau chiciurea sau care o fi fost verbul. Groaznic, dar ghiciți ce? Nimeni nu vrea să anuleze evenimentul, pentru că era foarte drăguț și nici eu n-aș fi vrut pentru nimic. Eram foarte la început, mă bucuram de fiecare concert ca și cum ar fost primul și ultimul și aș fi preferat să mor în chiciură decât să mă duc acasă. Și mi-am mai pus un fulăraș, mai un alta, mi-am încheiat hăinuța până în gât, tot ce aveam pe sub lăniță, totul bine. Bun. Și începe cântarea. Noroc că aveam, nu știu, cred că aveam 3-4 piese, nici aveam ce să cânt atunci, aveam negative. Și începe cântarea, eu acolo mă închipuiam, nu știu ce, cânt eu, cânt, la la la. Și la final, mă, și mi-era fric, deci simțeam că, de, practic, nu mai simțeam degetele. Și la final, când cobor de pe scenă, să-i dau microfonul următorului copil, trag, și nu se întâmplă nimic. Microfonul era înghețat în mânușă, nu vă exagerez, jur. Deci era chiciurit, se prinsese pur și simplu de mânușă și când trăgeam practic cu tot cu scamele, fulgii negri ai mânușii. Deci ceva horror. Până la urmă l-am dezlipit, m-am dus acasă, am făcut baie, eram convinsă că o să fac pneumonie, dar ghiciți ce? N-am făcut. Și nici chiciură ca aia nu am mai prins. Și sper să nu, ever. Așa cum tu mă vezi, așa și eu. Acum, știți cum e? Sincer să spun, există un moment în care mi-aș dori să fiu genul acela de cântăreață care face mult playback, mult, mult playback. Cred că e așa de relaxant să te duci la un eveniment și să știi că n-ai nimic de făcut decât să pui microfonul la gură și ce o fi, o fi. Ideea este că uneori pun și alții microfonul la gură. Și... Mi s-a întâmplat relativ recent. Aveam o cântare într-un mall și bineînțeles că aveam microfonul meu, care este un Audio Technica AE5400. El e practic un microfon, cum să vă explic eu vouă, e cardioid condenser, adică el arată ca un microfon de stat normal de scenă, dar înăuntru tot capsula și felul cum este el construit, e ca un microfon de studio. Asta, in a nutshell, așa, pentru cine nu-i pasionat de muzică și de tehnologia din spatele ei, înseamnă că atunci când îl pui într-un mixer din ăsta normal, trebuie să apeși acolo un butonaj pe care scrie 48 de volți, Phantom Power. Așa are el nevoie de un pic mai mult volți, de un pic mai mulți volți, de un pic mai mulți volți, ca să funcționeze. Așa merge viața, nu știu. În fine, și mă duc eu frumos la concertul de mall. Unde era un domn sunetist, și când spun și domn și sunetist, este o gravă exagerare, așa, care avea un mixeraj din ăsta de jucărie, de, nu știu, genul pe care l-ai folosit la o petrecere de copii la McDonald's sau ceva de genul, să-i pui și lor karaoke mix sau, nu știu. În fine, și introduce el microfonul meu în mixer. Și nu se întâmplă nimic, bineînțeles, și mă duc, zic, nu vă supărați, ați dat Phantom Power? Și uite la mine. Adică ce, nu merge? Dă-l încoace. Și îl ia. Nu vă exagerez și începe. Pu, pu, doi, zece, pu, pu. Și scuipa în el cu sete. Și eu mă uitam când la Marian, când la colegii mei. Și mi se întorcea stomacul pe dos și mă gândeam, Doamne, nu am să am timp să spăl și să usuc capsula până începem. Doamne, nu. Și pu, pu, doi, zece. Nu merge, domnișoară, nu vedeți că nu merge? Ce microfon este? Ce porcărie e asta? Să mai dați o grămadă de bani pe el. Eram, știți, trebuie să-i dați Phantom Power, 48 de voi, e acolo un buton. A, nu, a căzut butonul ăla, nu merge. Eram, nu, scuzați, n-are cum, e un mixer, adică trebuie să aibă ce... Nu merge, a, luați-l pe ăsta și cântați pe ăsta. Și îmi dă... Da, știți că v-am spus de petrecerea aia de copii cu karaoke mic? Da, un microfon de plastic de karaoke mic. Și a trebuit să cânt la el. Slavă Domnului, nu a fost un recital lung, a fost un recital drăguț, copiii au dansat, toată lumea s-a simțit bine, ne-am pupat la sfârșit, cu flori, cu... Eu am fost chiar în tonalitate pe tot parcursul concertului, surprinzător, ținând cont că încercam să nu dezintegrez plasticul când strângeam un pic mai tare de el. Dar așa, bun, s-a auzit foarte uman. Ulterior, Mariana a avut treabă, mai precis, i-a făcut băiță microfonului îndelung, deci cred că a fost cel mai lung spa pe care l-a avut un microfon vreodată. Thank you.
Rewind, rewind, până în 2000... Înainte de 2010. Eram încă în proiectul Alexandra și Alex și aveam un spectacol foarte important la Arad. Toată lumea ne vorbise foarte frumos despre clubul în care urma să cântăm, doar că pe net... Nu mai râde că se aude. Așa. Toată lumea ne vorbise foarte frumos despre clubul în care urma să cântăm, toată lumea așa că e senzațional și așa, dar nu prea găsim informații despre el pe net, pentru că era un club foarte nou. Și logic, în prima zi de ajuns la Arad, după ce ne luăm frumos cina la hotel, eram și cu Marian pe atunci, era Marian foarte puiuț și tot sunetistul meu era, așa, nedespărțiți forever. Cum îi zice? Da, așa. Și ziceam? Da, ziceam că ne-am dus frumos după cina de la un hotel foarte fain din Arad, ne-am dus să vedem locația. Găsim noi cu greu, că na, nu știam Aradul. Și așa, acolo intrăm, se intra așa într-un fel de gang, mă rog. Și intrăm și era plin de muncitori, deci era deja spre seară și era plin, plin, plin de muncitori. Și eram, ce se întâmplă aici? Oamenii practic puneau tapetul. Oamenii puneau podelele, lustruiau parchetul, deci îl puneau atunci cum se pune parchetul, nu știu procedeul, și lustruiau la el, frecau acolo și eram... știți, noi avem cântare aici mâine seară. Da, dar e gata până mâine seară. Și eram zic... adică, practic, construiți acum. E gata până mâine, tot o să fie bine. Ne-am dus în seara aia, deci mi-am ros unghiile de frământări și de zic, Doamne, să vezi că o să ajungem acolo, toate o să fie căzute, o să fie vai și amar, o să fie... Ajungem a doua zi la club. Clubul arăta impecabil, de parcă era acolo de când lumea și pământul. Singura problemă era că mirosea aracet și atâtea substanțe astea atât de odios, încât de fiecare dată când îmi luam aer între strofe, simțeam că o să mă înghețe plămânii. Deci eram... Și plămânii mei înghețau pur și simplu, sau care o fi reacția fizică, ce se întâmplă atunci când tragi foarte multe substanțe dubioase în plămâni. Și am cântat. Cred că era un pic high până la finalul concertului, să încă aveam și niște aripioare imense pe spate. Literally, aveam aripioare. A fost... Dar oricum, felicitări oamenilor de acolo pentru profesionalism și domnilor muncitori că au terminat un club în nici 24 de ore. Wow! Tot ardea lui Fruncea. Cred că ar trebui să mergem să vedem locația, dacă toată lumea o blaudă că... Asta e picior... Mamă, ce cârcel! Scuze! Nu rămâne pe bloopers! Mamă, ce cârcel, really? Așa, bun. Și ce vă închipuiați voi? Că libidinosul cu dă geaca jos, e singurul? Nu. No. Din păcate am o listă atât de lungă încât nu mi-ar ajunge 1000 de vloguri și o carte autobiografică să-i pârăsc pe toți, dar nu asta e ideea. Ideea e să ne amuzăm, că vorba aia, dacă nu facem nici haz de necaz, ce naiba mai facem? Așa. Următoarea întâmplare nu are neapărat legătură strictă cu un concert, dar are legătură cu un om care se ocupă de concerte, un impresar, mai precis. Mi-a fost prezentat prin cineva, mă rog, cu mari pârghii, că te duci să vorbești cu domnul, că domnul face și domnul drege, să mergem la domnul. Și mă duc eu la domnul, într-o clădire de birouri, somtoasă, de-a dreptul, totul squeaky clean, deci totul frumos, deci puii mei, până și parchetul de pe jos și gresia a inspirat profesionalism acolo, adică tot era bun. Mă duc la domnul, intru în birou, vreau să vă zic, deci sistem frumos, 5.1, nu așa, adică Dolby cu cărniță, deci nu, Ditamai plasma pe perete, boxe de calitate, păi deci totul exact cum trebuie să aibă un impresar, nu, că omul trebuie să vadă materialele la calitate și la rezoluție. Intru eu, domnul nespus de, cum să zic, prezentabil, plăcut, tot ce vreți voi, atent la ce îi spuneam, totul bine și frumos. Și l-am dat, îmi spuneți ce bine, uite, eu nu am apucat să ascult, îmi cer scuze, nu știu ce, și te rog să-mi pui tu de pe YouTube ceva ce consider tu mai reprezentativ. Zic, ok, eu încântată zic, mamă, omul ăsta putea profesionalist, ca să zic așa. Și la un moment dat... Îi pun Picture Perfect. Era piesa relativ nou lansată, mă rog. Și era, vrând nevrând, cel mai reprezentativ videoclip al meu. Și omul, spre surpriza mea neplăcută, se uita pe calculator la videoclip. Iar sunetul ieșea în niște boxe Logitech, nu ca aș avea ceva cu Logitech-ul, niște boxuțe, știți boxuțele alea de calculator? Alea primele de ți le ia mami când intri la liceu? Alea. Și... Doamne, normal că masterul era bun, acum de ce să mă ascund după deget mix? Masterul era foarte bun, dar totuși îți bagi joc, le asculti. Și la un moment dat omul devine din ce în ce mai interesat de videoclip, na, îl înțeleg.
Și zice, stai așa puțin, te rog, scuză-mă o clipă să mut pe plasmă. Zic, mamă, în sfârșit. Zic, să vezi că pune pe sistemul ăla Dolby, că lumea așa, mua, să vezi ce frumos o să se aude. Eram, aaa, să vezi ce să-i placă. Să zic, câte concerte o să mai aduc omul ăsta. Bun, și pune omul drag and drop frumos pe plasmă clipul. Sunetul ieșea în continuare pe boxele de la mami de la liceu. Bun, și toate ca toate, dar omul se uita fascinat la clip și mă gândeam, în ciuda acelor boxe, masterul nostru a învins. Dar ce credeți voi? Se uită omul drept în ochii mei și face niște ochi de ablajin, de căpriore șuat la marginea pădurii și se zice, ai niște sâni atât de frumoși. Și eu... Nu mi-a venit în momentul ăla să zic mulțumesc. Era un fel de du-te dracu, dar tu n-auzi muzica. Și până la urmă am fost la modul și da, așa e. Pentru că ce era să-i mai zic? Și cam aia a fost întrevederea mea cu profesionalismul în două picioare. Evident că nici eu n-am văzut concerte, dar nici el n-a mai văzut, în afară de YouTube, vreun close-up cu sânii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like sau dislike, e o țară liberă, și un subscribe ca să ne auzim mai des.